Vă practica ascultarea cu Dumnezeu. Noi îl ascultăm pe El și El ne ascultă pe noi. O ascultare fără cuvinte. Nici Dumnezeu nu ne vorbește în cuvinte, nici noi nu vorbim în cuvinte. Când citim Evanghelia, practicăm ascultarea în cuvinte. Citim Evanghelia, El ne vorbește și noi îl ascultăm. Când ne rugăm, noi vorbim și El ne ascultă. Acum ne ascultă și El pe noi și noi pe El, fără cuvinte. Non-verbal. Tăcerea din adâncul sufletului meu este auzul lui Dumnezeu. Și eu mă ofer cu ce e în mine acestui auz. Deci intru în posesia mea prin atenție și tot ce percep îi spun lui Dumnezeu, adică îi le dau lui Dumnezeu, îi le arăt lui Dumnezeu. Îmbrățișez în atenție și îi le dau lui Dumnezeu, direcția fiind acea tăcere din adâncul meu. Amorțeală, plictiseală, frică, orice. Stați cât mai comod, acasă puteți să stați și culcați și în poziția fetos. Au fost minuni cu poziția asta. Așa? Deci citai tot ce simți în trup, îi oferi lui Dumnezeu fără, așa, și ca să nu ai gânduri, te rogi. Doamne miluiește, Doamne binecuvintează, Doamne Iisuse Hristoase, dar centrat pe ce simți în trup. Stați încordați. Eu acum nu mai sunt nici preot, nici mamă, nici bărbat, nici femeie, nici șef, nici subaltern, nici profesionist. Sunt viu, sunt vie și dau viața asta lui Dumnezeu. 10 minute din viața mea pe zi, un sfert de oră, iau viața mea așa ca lup, ca viață, ca vibrație și o dau lui Dumnezeu. Dacă întreg gândurile, dau Lui, dacă am sentimentele, dau Lui, dacă amorțesc, dau Lui. E important să nu ne mișcăm. Deci o să apară niște dureri, niște mâncărimi de nas, de ce știu eu, ca să vă mișcați. Și dați-i și acea situație imposibilă, practicați răbdarea pe ea. Crește și descrește și nu cade nasul.
Acum să începem să tăcem total, ca să auzim răspunsul lui, care poate fi din tăcere, dar e un răspuns. Deci, în prima parte, atenția este pe tot ce mișcă în mine, indiferent ce, nu aleg. Ce mi atrage atenția, ofer, trec mai departe. Deci, atenția mea este să ofer acelei tăceri din adânc tot ce mișcă în mine. Partea a doua e să tac. Tac și să ascult tăcerea lui. Atenția e pe tăcere, tăcerea mea. În prima parte, fiind atentă la senzații, tăcerea e în planul 2. Acum, fiind atentă la tăcere, senzații sunt în planul 2. Tăcerea e printre senzații. Și acum să îi dăm puțin atenție omului nou. Deci trupul lui este rugăciunea Doamnei Iisuse Hristoase, miluiește-mă, zicem în formula ce mai scurtă. Și sufletul lui este atenția mea, atenția minții. Îmi îndrept atenția către cuvintele rugăciunii, la sunetele lor, la silaba lor, la cuvânt. Nu mă gândesc la ce înseamnă. Sunt atentă. Acest om nou locuiește într-un iad, într-o lume, într-o forfătă, toată forfătă mea lăuntrică. Și să zicem că el e atacat de un gând rău. Nu se luptă cu el, ci el dă la Dumnezeu. Sau îl împinge către Dumnezeu cu cuvântul rugăciunii. El e nou și omul lui Dumnezeu pentru că nu intră în comerț cu gândurile, poftele și asta pe perioada rugăciunii, nu mult timp, sper de oră. După aceea lucrurile se lucrează altfel.
puteți să trageți cu ochiul atenție și la inimă. Dar să nu dezlipiți de cuvinte. Dacă cuvântul nu se duce, el în inimă, spre inimă, stăm acolo unde el. Nu ducem atenția în inimă, lăsând cuvântul afară. Într-o zi se duce singură rugăciunea acolo. Și încheiem cu oferirea simțirii, din nou ne întoarcem la senzațiile din trup și le dăm lui Dumnezeu. Rămânând în rugăciune. Se lărgește. Cuvântul capătă carne și simțirea noastră devine carnea rugăciunii. La început carnea, trupul e făcut numai din cuvinte și acum se îmbracă și senzațiile noastre. Este unul dintre cele mai metodice exerciții de asceză. Exerțăm răbdarea, învățăm să dăm atenție templului Duhului Sfânt, care trupul și-a devenit capiște idolească. Nu mai fugim de noi înșine și de senzațiile noastre. Devenim conștienți unde are loc păcatul și dacă locul ăsta e ocupat, păcatul n-apucă. Dacă faci asta cu ce simți cu Dumnezeu, nu mai merge mai departe și poți să-i dai și dorințe înflăcărate, pofte debordante,
le oferi, te așezi și le oferi lui Dumnezeu. Și El le primește. Ai căzut, îi dai deznădej de rușine, așa și mai departe. Nu te sperie de la capăt. Noi avem simțire, gândire, rațiune și minte, nus. Prin simțire intrăm în contact cu lumea văzută, prin rațiune cu lumea nevăzută, inclusiv înțelesurile lucrurilor, da? Și prin minte cu Dumnezeu. Mulți oameni încep să se roage și încep vindecarea de la rațiune, se gândesc la Dumnezeu. N-are loc o întâlnire reală pentru că nu sunt în contact cu Dumnezeu prin rațiune. Cu Dumnezeu sunt în contact prin nus, prin gândul. Și ca să pot să ajung la nus, eu am nevoie să mă curăț de patim. Și patimile lucrează în trupul meu, au impact asupra trupului meu. Și deci pornesc de la trup, pornesc de la senzațiile trupului și le ofer lui Dumnezeu în rugăciune. Și capăt deprinderea de a fi conștient și de a nu mai trăi inconștient, automat. Și atunci, în timpul zilei, învățăm. După ce facem asta, zicem cam așa, după 40 de zile, dacă facem zilnic, ar fi bine să fie o jumătate de oră. După ce, deodată, e în mod automat, te duci la simțire și eu arăți lui Dumnezeu. Asta, că cuprinzi în greșeia și eu te arăt Dumnezeu. Și asta nu e rugăciunea inimii, ci e rugăciunea lui Iisus, rugăciunea care este ca armă împotriva păcatului, ca instrument de curățire de poate, de curățirea trupului. Pentru că calea pătimașă a senzației care este? Deci am o senzație de mâncărime, de durere, de disconfort, de confort, ea îmi spune ce să fac. Deci eu am o senzație și urmează un comportament de întrerupere a senzației dacă e neplăcută și de prelungire a ei dacă e plăcută. Și eu sunt robită, rațiunea mea se creează și vine și strugește această senzație. Cum să mai păstrez această senzație? Cum să scap de ea mai repede? Renunțând la etajul ăsta și oferindu-o lui Dumnezeu așa cum este, el o purifică, el o curăță. Nu mai are, eu nu mi-am dat nici de plăcere, nici de neplăcere, că nu contează asta, ci contează. Nu mă mai gândesc la semnificație aici, eu dau direct lui Dumnezeu. Și asta înseamnă despătimirea ei. În seminarul iertării, când facem asta, cu tot ce mai scrie acolo, lucrăm la, de fiecare senzație, scopul ei, până ne purificăm de patim, este să mă alunge de la conștientizarea unei traume. Deci dacă am o durere puternică de spate, asta este pentru că eu nu vreau să conștientizez cine știe ce traumă sau ce amintiri dureroase din trecut. De exemplu, oamenii se îmbolnăvesc pe fond nervos de inimă, de stomac, de ce? Pentru că în momentul în care anumite amintiri dureroase, traumatizante, sunt gata să ajungă la suprafața conștiinței, creierul produce, dă un semnal de alarmă și declanșează o durere în punctul cel mai slab al organismului. Și tu te centrezi pe durere ca nu cumva să trăiești o durere mai mare, să-ți amintești lucrul ăla și să trăiești... Deci ea preferi suferința decât să te întâlnești cu trauma. Și atunci, dacă lucrăm iertarea, noi mergem pe aceste senzații și primim amintirile care se declanșează. Uneori vin amintiri vizuale, deci putem vedea lucruri. Mihaela, după discuția de atunci, a văzut și arborile și trămoașele și multe traume. Dar nu toată lumea vede, nu toată lumea vizuală. Deci amintirile sunt toate ca imagini vizuale depuse în noi. Dar trăirea unei senzații până la capăt, pentru că acolo apar dureri mari, la când... Însă traume în spatele senzațiilor, apar dureri foarte mari, usturim, mâncărim, înțepături, junghiuri.
primind acea durere și trăită până la capăt, pentru că ea are, crește, ajunge la un punct maxim și pe urmă descrește, trăită până la capăt, e de fapt cu Dumnezeu, binecuvântând sau Doamne binecuvintează sau zicând Doamne Iisuse, trăirea de fapt drenează locul, dezactivează amintirea care stătea acolo ca să mă avertizeze să nu ajung în punctul ăla, că s-ar putea să mă doară. Deci eu, dacă am fost agresat când eram mic, acum când se apropie o persoană sau o situație care ar putea să pățesc aceeași chestie, eu am schemele mele și fug și senzațiile mă anunță să plec de acolo. Și sunt două lucrări contradictorii. Pe de o parte, sistemul meu nervos și memoria mea mă păzește de întâlnirile astea pentru că sunt traumatizate. Pe de altă parte, mi se întâmplă mereu. Întâlnesc tot oameni de genul ăla, întâlnesc tot situații de genul ăla. Și sunt două, una de supraviețuire, două mișcări, una de supraviețuire și una de creștere, de vindecare. Ca să supraviețuiesc, trebuie să fug de întâmplările asemănătoare, ca să mă vindec, trebuie să trăiesc situația aceea, nu? Ca să pot să o asimilez, să o trăiesc cu Dumnezeu, pentru că am trăit-o fără Dumnezeu și nu am trăit-o, de fapt am refulat-o și acum trebuie să o trăiesc cu Dumnezeu și se vindecă. Și dispar toate surorile ei. Când eu trăiesc un conflict cu șeful meu, pot și trăiesc cu Dumnezeu și îl îndur așa, eu pot să rezolv un conflict cu tatăl meu, care este la originea, să zicem, la originea acestei, fie că merg acolo și descoper conflictul, fie că rezolv aici, dar dacă fug de fiecare dată prin schemele mele, prin negație și prin creație, eu de fapt nu fac decât să cred gogoloiul ăla. Și viața mea ajunge imposibilă pentru că nu mă înțeleg cu nimeni. Nimeni nu mă înțelege, niciun șef nu mă înțelege, toată lumea mă dă afară, dar de fapt eu am o problemă cu mama sau am un problem cu tata. Da? Deci pot să mă vindec și rezolvând de la capătul ăsta, dar și mergând înapoi pe... conștientizând, mă, asta nu e mama. Asta nu e tata și nu mă cer degeaba cu el. Hai să mă duc înapoi să rezolv și să-l iert pe tata și să fac, să rezolv lucrurile din urmă. Ai dărâmat baza, să dărâmă toate eșafodajele. Și nu-ți mai apar în cale oamenii de genul ăla. Pentru că nu mai e nevoie. Deci, pe de-o parte, este ofertă a proniei să rezolv problema, pe de-o parte, este tendința de a fugi. Și... în codependență, ați văzut că tu repeți situația din familie oriunde te duce, ca să fii în siguranță, ca să rezolvi în sfârșit situația respectivă, dar nu o rezolvi pentru că nu lucrezi cu Dumnezeu, ci o faci în mod nevrotic, codependent. Și îți asiguri o porție digerabilă de suferință, atât cât să nu te plictisești. Da? Și să fie familiar, că totuși am mai trăit asta, asta e viața mea, n-am noroc.